Nu, la te rog. S-a bătut joc de mine. Adevărat, nu te-ai dus tu acolo. Nu, s-a bătut joc de mine la cufezura asta. Uite, mă, și m-a luat mură acum cu Bigu la frizărie, acum la baie, la Mercur. A, te rog cu Bigu, ia. Hai să mă rog familia mea că i-am frizărie de... Bă, ești nebun. Cum îl ia așa? Pune mâna pe mâna. Bă, dar băiatul ăsta există în Craiova? Cine? Ștefan Ghe? Da. Da, nu e o inteligență artificială, ha, e ca adevărat. Adică îl găsești pe stradă? Nu știu dacă pe stradă. Am înțeles de la oameni, când am avut turneu cu teatru prin iunie, așa, am înțeles de la oameni, de la oamenii din Craiova, că e pe undeva pe la un mec. Dar poți să-l găsești, poți să nu-l găsești, cine știe. Na, omul e pe peste tot, îți dai seama. Practic, Craiova e casa lui. Ok. Ar fi tare să mergem o dată la el. Da, de altfel am înțeles că fără 50 de lei nu deschide gura, adică... A? Și n-aveam bani. Păcate, n-aveam cash la mine, eu nu mai țin cash și am zis, da, asta e, nu. Deci e tot cu tunsul, e fiert, e supărat. Da, bă, da, uite, i-a făcut ăla un bine la tuns, că era la tuns frumos. Ăla l-a tuns bine, că l-a făcut, rău, chiar da. Dacă l-a făcut Mihai Eminescu, nu contează, îl făcuse bine, arăta bine. Florin Piersic, o scris cineva. Piersi Connector, mă rog, mai mari noștri. Mai mari noștri, așa. Dar uite că n-a fost pe gustul lui acum, na, ce să... Și s-o lua cu Bicu. Uite, așa m-am luat și eu, bă. Dar eu nu mai iau cu Bicu. Mă iau cu Shaver-ul. Da, dacă așa îi place lui... Fiți atent, dacă mai văd comentarii din alea că... Mamă, te-ai tuns, zi-mi și mie unde te-ai tuns, că am să-mi scurtez niște pantaloni, da, sau nu, ceva. Da, nu, mor. Bă, adică la... Nici nu, vă dau bloc, ca să știți, adică mi se pare... În 2023 să râzi de tunsoarea lui unu, dar nu... pentru că tu nu înțelegi că vă arăt băieți pe la care le-a pupat picioarele de afară, care îți tunși așa de mult timp și cu aia nu mai e. Noi fii atent, iau tipul cu te-ai tuns cu nu știu ce. Ți-o muri frizierul, ți-o... Dar nu, e jale cu astea, cu replicile astea luate și râs împrumutate și reșeapate de pe TikTok, de pe alții. Mi se pare pur și simplu o mentalitate de cotineață, efectiv, să râzi de cum arată păi omul, nu, că eu m-am de uitat cum la se ei. Îmbracă omul. Eu m-am uitat la ei, cum arată ăștia care comentează. Nu vreți să ne vedem fiecare de viață, da, și să lăsăm oamenii să fie așa cum vor ei. Că adică... vă place, că nu vă place, mie îmi place. Foarte, foarte mult, mi se pare foarte confortabil, mi se pare că e foarte fresh și așa mai departe. Pa! Vă bine, dau bloc. Bine, pupa! L-a luat? Ia! Mamă, ia vezi mă cum i-a plecat. Ia mai deodată, l-a arestat, bă? Se pare că da. Ia vezi mă cum a dat piciorul ăla. Bă, ce schemă ță a făcut acolo, ai văzut? Schema ță? Da, dar vezi că schema aia ță, dacă îi prindea, că nu cred că l-a atins. Nu l-a doar atins. I-a făcut... L-a arestat iar, bă. L-a luat, bă, tata. Dar l-a mai luat, bine, vă, mă. Eu cred că stă mai bine pe arest. El. Păi, are ce să mănânci în fiecare zi, are un pat, nu îl ninge, nu îl plouă. Dar nu îl ia, mă, îi dă drumul la loc, îți dai seama. Așa. Da, stai un pic, dă-n cap, face ilegalități? Nu știu ce s-a întâmplat acolo, că nu știa nimeni de pe TikTok exact ce s-a întâmplat, dar, mă rog. Ah, ok. E liber. Hai, liber. E liber, bă, tatăl. Nicio treabă. E liber, e mai liber decât noi. 100%. Da. E mai liber decât voi, decât mine, decât toată. Da. Dă-i. Cum ești, Ozana, că văd că muncești. Sunt trimita și ziua vie ca fana la pălărie. Continuăm cu grație. Bă, nici... Mi se zbate ochiul. Mi se zbate ochiul. Fix acum am luat. Mi se zbate ochiul. E doamna Ozana Barabancea. Doamna Ozana Barabancea, care este într-un proces de... Cu cine? Nu, într-un proces de transformare. Se pare că face sport, trăiește sănătos. Bă, băiatule, e cringeanu, nici măcar n-a lăsat-o să termine întrebarea. Asta e foarte tare, că nici măcar n-a lăsat-o să termine întrebarea pe fata aia, că probabil n-am fost atent la asta. Fata, tu mă întrebi pe mine, eu zic. Ia, vezi că nici măcar n-a lăsat-o să termine și deja a răspuns. Ia. Cum ești, Ozana, că văd că muncești. Sunt la pălărie. N-a lăsat-o. Continuăm cu grație.
Dar ce pre-workout ia? Ce... ce suplimente luați, doamna Ozana Barabancea, de aveți viața aia? Poate-o vrut, bă, de ce? Poate-o vrut să fie funny. Zgubilitică. Da. Să fie, da, corect. Mai e în jurul ăla? Să fie la... și o gubăță. Și cu beață, și cu beță. Bă, vezi că e colega ta de trus, bă. Colega mea de trus? Da. Cine? Ozana Barabancea? Da, doamna Ozana Barabancea. Unde? Eu sunt la radio, nu sunt la antenă. Păi da, da, ești coleg de trust, am de zis. De trust, de intact. Ah, da. Ok. Da, așa, așa. Bine, no. Real ai mulți colegi de trust. Da, am mulți colegi de trust. Voi, voi vă întâlniți între voi colegii de trust? Eu nu mă întâlnesc cu nimeni, că nu vreau să mă întâlnesc cu nimeni. Eu sunt antisocial, nu vreau să rămân la radio, în studio, la acolo și atât, să fac treabă. Păi și eu atât. Am fost la câteva întâlniri cu colegii de trust și nu-i rău. Nu îmi plac vedetele, nu îmi plac întâlnirile cu vedete. Nu. Eu acum ne mai având trust? Trustless. Eu sunt trustless. Nu mă mai întâlnesc decât cu legii de aici de trust. Foarte bine, uite, ăsta e trustul tău. Și eu fac parte din el. Eu sunt trădător, sunt de la de... Să te duci în mai multe trusturi. Mercenar. That's not my planet. Thank you for the rose. Good afternoon. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Ah, ăsta e al level. Hugs, thank you for the rose, thank you for the rose. No, 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 thank you for the TikToks, so spicy, so spicy, so spicy, so spicy. Thank you for the rose, thank you for the rose, thank you for the rose, thank you for the song. No, 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 how to bitch, thank you for the rose. Take me out to the ball game, ice cream bank race. Thank you for the rose. That's not my planet. Thank you for the songs. It's electric. Thank you for the TikTok. Thank you for the rose. Thanks to girl. It's but electric. Da, fuck, bă, frate. It's electric. Da, 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 da. It's electric. Da, 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 da. Păi, uite, dragă omule care ne-ai răspuns mai devreme și ne-ai dat taguri și așa. Uite, cumva asta degenerează în muncă. Adică asta e cumva la nivel cumva performant, că uite, ele se sincronizează. E foarte greu să faci sincronizarea asta. Asta e adevărat, dar tu îți dai seama cât de fucked up e situația, că am ajuns să discutăm în 2023 despre NPC-uri cât de bune sunt. Adică ne dăm cu părerea despre, dom'le, uite, asta e altceva. Ar trebui să facă un de ăsta cu mai mulți NPC-uri de ăstea. Concurs. Așa cum mai mulți din ăștia, da, care să facă o coreografie exact, știi? Cât, 1000. E, da. Nu, 1000, 100. 100. Și cât de complicată e coreografia aia, cum treci dintr-un în altul, dar în timp ce dă lumea. În timp ce donează lumea. Ar fi extraordinar. Le-am dat idei, drag. Ar trebui să ne facem liga noastră de NPC. Mm-hmm. Liga e-sports de astea NPC. RXF. Ia, dă-i. Da, uite că să mulțesc așa. Doamna mea, dă muzică să moară familia mea, vreau să vă arăt. Iată, mă duc la aia. Doamna mea, dă muzică să moară familia mea. Doamna! Ia, fiți atunci. Să rămână, doamna, ce faceți? Ce să fac? Uite, mă duc prin plața. Ce, păi n-am mai venit la școală, că... N-am mai avut timp, n-am mai... Ce faci, mă? Măcar te-ai luat de ceva? Da, m-am apucat de... Auzi că ai făcut vreo hârtie că ți-i întrerupe anul? N-am făcut nicio hârtie. O hârtie că ți-i întrerupe anul ca să-i vei de la anul, dacă vrei. Da, da, am nervi, doamnă, că vreau să vin anul ăsta, dar m-a... Tu auzi, Albert, dacă păi m-am vin... certat acolo de religie. L-am înjurat, l-am... Bă, dacă fix așa am pățit eu. Dacă ai iertare, dacă e profesorul Andrei care a fost, dacă e altul, lași... Auzi, clasă. Tu ascultă ce spun, niciodată să nu lași un act neterminat, că e munca ta de atâția ani și truda familiei tale. Da, doamna, dar mi-a făcut nervi de-l dracu de... Nu mai înjura, auzi, nu mai înjura că ești nervos și nu stă bine. Nu mai pot de nervi. Auzi, bea ce-i de sunătoare, nu te mai nervo. E păcat, dar dacă îmi făcea nervi la școală. Auzi, da. De ce nu te-ai mutat la altă școală dacă nu-ți plăcea? Nu știu, n-am mai avut timp. Păi vezi, tu fii inteligent, ascultă-mă ce spun. Vino și rezolvă situația. Pe anul școlar, dacă da, s-a întrerupt de la ei. Permisul că... Auzi? Da, sună așa. O particulară, interesează-te cât costă. Da. Așa. Și fă-ți cerere de întreruperea studiilor, ca la anul să fii tot în clasă așa. Da, doamna, dar nu mai pot termina tot ăla de religie, păi îl bat. Auzi? Nu trebuie să bați. Un om când nu-ți place, zici, doamne, miluiește, le schimb profesorul, nu trebuie să... A venit tovarășul meu, uitați-l, mă duc. Bine. Hai să rămână, apă, zi bună!
Da, ce frumos, ce frumos vorbea doamna. Totuși. Da, era cool, doamna profesoară de altă, muzică. Da, altă generație. Bă, dar așa am avut și eu probleme cu ăsta de istorie al meu. De m-am lăsat corigent. La religie. Ce? Cine te-a lăsat corigent? Profesorul de religie. De ce? Am zis istorie? Da. Ah, religie, că nu. Profesorul, bă, de istorie. Tu cu Albert ești. Da, eu mi-i vezi când place de el. Așa. Am jucat, ne-am jucat, am jucat, ce am jucat? Call of Duty sau nu știu ce am jucat? Pe PlayStation. Mi-e drag de el. Și am avut aceeași problemă. Păi și de ce te-a lăsat? Pentru că nu mai știu de ce. Că era dracu. Nu era, deși era profesor de religie și așa, era dracu. Poate că l-a bătut, nu, l-a bătut pe un, pe un coleg de-al nostru. Dar cred că am mai povestit asta. Cine într-un profesorul de religie? Pe da. Zi acum, ca să știm că... L-a bătut profesorul de religie pe un coleg de-al nostru. Așa. L-a prins în autobuz, au vorbit, nu știu de la ce s-au luat și când au coborât, l-a bătut pe ăla. Da. Deci Albert Vescu cu profesorul ăștia de religie e gros. Mm. Îl bați, îl bați, dar cred că bați și ei bine. Nu știu care ar fi motivul, dar și după aia ne-am luat de el. Dai seama, colegul nostru, cum? Așa. Și ne-am luat și ne-a lăsat corigență. Și a ieșit scandal mare. Care v-ați luat de el sau pe toată clasa? Păi eu cu încă vreo 3-4, 3 băieți. Și am avut de învățat psalmul 22. Dar nu l-ați bătut? Aproape. Albert l-a bătut? Nu l-a bătut. Nu l-a bătut? Nu, a zis că vrea să-l bată. Păi tu ai zis? Nu? Da, nu. Deci dacă aveți probleme cu profesorii, nu recomandăm să-i batiți. Mai este ceva din psalmul la 22? Nu. Am învățat atunci, l-am tocit, dar, dar da, am rămas corigent la religii. Nu că nu, bine, nici nu învățam la religii, ci așa, dar cumva nu trebuia să mă lase, dar na. Deci nu încurajăm bătaia profesorilor, nici măcar dacă sunt ei obraznici, vorbiți cu directoarea, cu părinții, cu toate astea să rezolvi, nu vă apucați, vă batiți. Da.